Bună seara, bine ați venit la lecția numărul 4 a cursului nostru de Cabala pentru începători. Am plăcerea să continuăm acest curs săptămânal și să ne adâncim în tot ceea ce înseamnă înțelepciunea Cabalei. Cum am spus și în cursul de săptămâna trecută, trebuie să privim acest curs ca pe un proces prin care noi trecem. Nu putem să avem pretenția să asimilăm dintr-o dată toate aceste concepte despre care discutăm. Ele se vor așeza treptat, prima dată poate la nivel intelectual, vom încerca să le înțelegem intelectual sau rațional, după care vom încerca să le coborâm în inimă, să le simțim, după care vom încerca să le punem sau să vedem acest șablon și să-l punem în relațiile dintre noi, în relațiile interumane, fie că vorbim de cele din familie, fie că vorbim de cele din, de la locul de muncă, în cercul de prieteni. Și o să vreau să fac o scurtă recapitulare a ceea ce am discutat data trecută, pentru că data trecută, la lecția numărul 3, deja am încercat să pătrundem în tot acest sistem al Cabalei și să explicăm exact niște concepte foarte importante cu care vom lucra de acum încolo. Și am spus în felul următor, lecția 3 s-a numit cele 4 faze ale luminii directe și am încercat să facem un blueprint a tot ce înseamnă creație sau cum s-au emanat toate aceste lumi spirituale sau tot aceste parțufim, sefirot, despre care auzim înțelepciunea Cabalei. Și cabaliști ne spun în felul următor. Avem un creator, el este denumit în ebraică cu particula Ein Sof, sau cele două cuvinte Ein Sof. Ein înseamnă fără, Sof înseamnă sfârșit, deci fără sfârșit, ceva complex, ceva ce nici nu putem defini. Nu putem să-i dăm un nume, nu putem să-i atribuim culoare, gust, miros, pipăit, auz. Deci nimic din cele cinci simțuri ale noastre, văz, miros, gust, auz și pipăit, prin simțurile noastre nu-l putem percepe pe el. De aceea, cabaliștii păstrează tăcerea în ceea ce înseamnă acest nivel. El este numit și nivelul de secret ale Torei. Deci, aici e vorba de secret. Secret nu că cineva îl ține sub cheie, ci pur și simplu noi nu avem vasul de a percepe acea calitate. Nu avem, pur și simplu nu avem vas. Nu avem acel vas ca să percepem ceea ce înseamnă Creatorul la acel nivel. Ce știm și ce putem spune este că din Creator curge o lumină. Da? Cum avem aici săgeata. Curge o beatitudine, o atitudine, un izvor de lumină, un izvor de apă. Putem să o definim cum vrem. Dar cabaliștii folosesc această noțiune de lumină. În ebraică se numește or, lumina, care curge din Creator. Ca și cum cabalistul Ari ne spune foarte frumos în poemul vieții, Creatorul se restrânge pe el și creează un spațiu, un vid, unde toarnă creația. Și din imensitatea Creatorului, care nici nu avem cum să o definim, curge o rază de lumină în acest loc în care El l-a creat, restrângându-se pe sine ca să poată să emaneze creaturile. Și curge această lumină, care acum o conturez și mai mult cu culoarea verde. Lumina în ebraică înseamnă or, ea este lumină directă, iașar în ebraică înseamnă direct. Și asta se numește Behina Shoresh. Faza rădăcină, Behina înseamnă fază, Shoresh înseamnă rădăcină. Și ei se atribuie denumirea de Keter sau coroană. Începutul este primul sefirot sau prima sefiră, corespondentă cu lumea Dan Carmon, despre care vom vorbi. Și are punctul de Yud, ca și corespondentă în alfabetul ebraic. Yud este o literă ebraică, e începutul, e un punct. Fiecare literă practic începe dintr-un punct. Prima dată punem pixul pe foaie și începem să facem litera. Deci e un punct. A doua fază, care aceste faze, aceste patru faze ale luminii directe merg una după alta. Dum, 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 dum. Deci e ca un carosel care se dezvăluie sau se merge unul după altul, ca și niște piese de domino care se angrenează una pe cealaltă. Lumina directă, ori așa, formează un prim vas. Vas în ebraic înseamnă kli. Vas în ebraică, tradus în ebraică, înseamnă kli sau o cupă, vas, receptor. Este Behina Alef,
sau faza întâi, Aleph înseamnă prima literă a alfabetului ebraic, care e corespondentul numeric numărul 1. După care, după această fază, care este Sefira Hohma, da? Lumea a ținut, și litera Iud. După această fază, creatura, vasul, sau prototipul creaturii, cum spuneam data trecută, are o discernământ și spune, ok, există cineva care îmi dăruiește, vreau să fiu ca și el. Vreau să imite actul creatorului. Și atunci ce face? Se oprește din primire și vrea să dăruiască. Este săgeata invers desenată. Aici este vasul. Asta este Behina Bet, sau faza a doua. Bet are corespondentul numeric numărul 2. În Sefirot este Bina. În litere ebraice, He. După care urmează un alt discernământ, după ce creatura sau ceea ce va deveni, creatura își dă seama că de fapt nu are ce să dăruiască creatorului și de fapt ea a fost făcută să primească, face a treia fază, sau a doua fază, a treia fază dacă punem și nivelul de rădăcină, faza 0, ce va face? Va combina primele două faze. Și va zice, ok, eu ca și creatură, ca și vas, primesc, dar cu intenția de a dărui. Deci combină cele două săgeți, lumina directă, o hohma, și lumina hasadim, lumina milei, a binei. Combină hohma cu bina și avem Zeiranping, care de fapt această fază, denumită Zeiranping, are 6 sefirot. Hese gevurat tiferet, netzat hod yesod. Că noi știm că sunt 10 sefirot, dar cele 10 sefirot pot fi împărțite în cele 5 sefirot de aici. Keter, hohma, bina, Zeiranping și malhut. Cu precizarea că Zeiranping are de fapt 6 sefirot în interiorul lui. Hesed Gevurat Tiferet, Netzach Hod Yesod. Despre care vom vorbi și le vom depăna. Când faci acest gest, Behina Gimel, deci a treia fază, Behina înseamnă fază, Gimel, a treia literă ebraică, corespondentă numărul 3, are un discernământ foarte interesant. Creatura sau prototipul creaturii, pentru că face un act de dăruire și simte plăcere. Simte o plăcere imensă, o dorință imensă de a primi din faptul că dă. Și ultima fază, când de fapt ea se desăvârșește ca și creatură, Behina Dalet, faza a patra, care este și Malhut, în Sefirot, și iar este He, aici era Vav. Și vedeți, Yud, He, Vav, He. De fapt, aici avem tetagrama, da? Havaya. Havaya, sau cum traducem noi Dumnezeu, Creatorul, Domnul, practic, ceea ce, sau unii traduc Yahweh sau Jehova, este un fenomen. Nu este o denumire de Dumnezeu. Să spunem că este Yahweh sau Buddha sau Krishna sau Jehova sau Dumnezeul ebraic sau ceva de genul acesta. Cabaliștii ne spun că ceea ce religiile traduc prin Dumnezeu sau Domnul e de fapt un fenomen de creație, care el tot timpul se întâmplă în noi, în raport cu cei de lângă noi. Și această a patra fază, Malhut, sau împărăția, sau Malhut de Insof, putem să-l denumim, Malhut al lumii infinitului, pentru că aici se cumulează toate dorințele. Este dorința inițială și este o dorință nouă care se creează, care se obține din dăruire, sau din încercarea de a dărui din Zeiranping. Și aici deja avem de-a face cu o creatură independentă, pentru că această dorință nu era în pachetul original pe care creatorul destinează viitoarei creaturi. Avem și lumini, deci avem vase, Keter, Hohma, Bina, Zeiranping și Malhut, vase sau Sefirot, și avem și lumini care umplă vasele. Neshama, Ruach, Nefesh, Ruach, Neshama, Haya și Yehida. Sunt luminile care umple vasele. Și o să discutăm și despre ele. Și sunt cele 5 lumi spirituale, Adam, Kadmon, Aținut, Bria, Yetzira, Asia. 5 lumi spirituale, fiecare lume spirituală făcută din 5 parțufim, fiecare parțufim făcut din 5 sefirot. 5 ori 5 ori 5, cabăliștii ne spun că sunt, am scris undeva, dar aici 125 de trepte prin care noi coborâm. Și, cum bine ne-a întrebat Teo data trecută, unde suntem noi în tot acest proces? Noi suntem undeva dincolo. E o barieră care desparte lumea noastră și noi suntem aici într-un mic punct. Cabaliștii sunt foarte interesant. Din toată lumea spirituală cade o scânteie
o mică dorință sau o scânteie de spiritualitate la pragul cel mai de jos al lumii Asia, ultimei lumi, și această scânteie face un Big Bang și creează toată această realitate materială, tot universul, practic. Bun, asta a fost așa o scurtă recapitulare. Bineînțeles, noi, după cum știți, avem și o editură, editura Ari, și la această editură avem niște cărți minunate. De exemplu, Cabala pentru începători. Și veți găsi în Cabala pentru începători cele patru faze ale luminii directe, da? Să văd dacă se ved. La pagina 55, deci tot acest proces pe care eu am încercat să îl prezint, el este prezentat în această carte, cu explicații de rigoare, și vă îndemn să parcurgeți această carte și în fiecare lecție vă voi recomanda câte o carte. În lecția precedentă v-am recomandat Dezvăluind secretele Bibliei și secretele Bibliei. În prima lecție, dacă nu mă înșel, v-am recomandat Cabala înțelepciunea ascunsă, cartea scrisă de mine despre înțelepciunea Cabala. Cabala pentru începători este carte fundamentală cu care putem începe și a prospecta tot ce înseamnă înțelepciunea Cabalei. Și acum să continuăm. Ce se întâmplă cu Malhut, Malhut de Ein Sof, la a patra fază a luminii directe de evoluție, și tot timpul trebuie să ne gândim, chiar că aceste lucruri ne par abstracte, să ne gândim că toate aceste lucruri se dezvăluie în noi sau se întâmplă în noi. Cum am încercat și data trecută să prezentăm și să facem o comparație cu copilul care se naște în burta mamei, cum evoluează, cum devine independent. Deci, nu e bine să materializăm aceste lucruri, dar e bine să facem comparații ca să înțelegem puțin abstractitatea printr-o comparație cu materialitatea. Bun, deci ce se întâmplă cu acest Malhut de Ein Sof? Și am să-l desenez. O vas așa mare. Cred că e mai bine să folosesc culoarea neagră, că se vede mai bine. Deci, acesta este vasul, da, care captează toată lumina, sau, pe loc de lumină, ce mai putem spune? Atributul Creatorului de dăruire, binecuvântarea, abundența, apa vieții, împărăția cerurilor. Deci sunt o serie de metafore. Și acest vas, Malhut de Ein Sof, Malhut fiind a patra fază, Ein Sof, Malhut fără sfârșit. Practic aici suntem și noi, de fapt, undeva. Toată creația este în Malhut de Ein Sof. Dar acest Malhut de Ein Sof va începe să facă un proces de cădere, sau un proces de subțiere, sau un proces de divizare, de a se coborâ până la nivelul lumii acestea. Acum nu vă gândiți că sunt multe metafore. Îngerul căzut. Noi suntem îngerii căzuți. Lucifer sau îngerii căzuți. Arhanghelii. Deci, noi suntem obișnuiți cu foarte multe denumiri. Ierarhiile cerești, tronurile, arhanghelii, îngerii, planetele. Practic toate sunt luate din Cabala, care explică de fapt această cădere până la nivelul nostru de materialitate de om. Dar noi nu trebuie să ne gândim că ele sunt undeva într-un loc fizic. Adică noi acum luăm o navă spațială și găsim arhanghelii, sau găsim tronurile, sau găsim palatele, sau găsim lumile spirituale undeva. Ele sunt în conștiința noastră, în psihicul nostru, în conștiință, în simțămintele noastre, în raport cu ceilalți oameni de lângă noi. Poate părea puțin greu de digerat, dar o să încercăm puțin să le integrăm. Și toate aceste faze sunt în noi, pentru că cabaliștii au folosit un limbaj, folosind, de exemplu, sefiroturile, folosind Keter, Hohma, Bina, Zerampin, Malhut, folosind luminile, Nefesh, Neshama, Ruach și așa mai departe, folosind lumile spirituale, Keter, Adam Kadmon, Atzilut, Dia, Yetzirah, ca să aibă un limbaj de a defini aceste stări, care trebuia un limbaj. Nu puteau să spună, sau unii au spus. De exemplu, cântarea cântărilor este un alt limbaj, dar este tot același dans între creator și creatură, iubit și iubită. Ce metaforă frumoasă! Sau psalmii lui David este un alt limbaj. Sau limbajul din Tora, cu prizonieratul Egiptului,
sau limbajul din Zoar, cu metaforele de acolo. Totul e un limbaj care tinde să arate spre interior. Noi să avem cheia de decriptare și Cabala ne oferă această cheie de decriptare. Deci avem arhul de Insof, unde curge practic toată lumina, curge toată binecuvântarea Creatorului. Da? Și asta o vom desena cu o săgeată. Totul este aici în Malchut de Insof. Noi practic suntem în această stare de Malchut de Insof. Dar noi conștientizăm o mică parte din ea, nu știu, 0,00001%. Care este primul discernământ și acum este foarte important ceea ce o să spun și tot și voi încerca să fiu cât se poate de clar și coerent. Sper să viasă. Sunt foarte importante toate aceste stadii, pentru că toate aceste stadii despre care acum vom vorbi, practic o să le învățăm să le punem în aplicare între noi în grupul de studiu de Cabala, în grupul de 10. Și o să vorbim mai târziu în lecțiile următoare ce înseamnă arvut și garanție reciprocă, ce înseamnă grup, care este munca bărbatului, care este munca femeii. Și se vor clarifica lucrurile, dar în toată această muncă de arvut sau garanție reciprocă pe care o stabilim frățește între noi, cum de exemplu ieri am fost la o biserică penticostală, ei sunt frați și surori acolo. Și noi suntem frați și surori, dar nu în sensul penticostal al cuvântului. Noi toți pe pământul ăsta trebuie să fim frați și surori și începem cu un grup care ei se conștientizează că trebuie să ajungă la iubirea de aproape. Vreau să-mi propun iubirea de aproape. Și atunci se formează un grup de Cabala, unde noi trebuie să facem toate fazele în raport cu prietenii despre care noi acum vom discuta. Deci, când creatura, Malchut de Insof, dorința aceasta imensă, Malchut de Insof egal dorință, Kli, Vas, primire, egoism, chiar dacă nu sună frumos, deci toate sunt sinonime, captare, primire, când simte toată această lumina Creatorului, care este, ce este? Dăruire, altruism, lumină, da? Antagonicele, dorință, dăruire, vas sau cli, lumină, primire, dăruire, egoism, altruism. Când simte că de fapt el este făcut să primească și simte enorma diferență dintre el și Creator care îi dăruiește, iar un sentiment de rușine. Asta este foarte important. Este un sentiment de rușine, bușa, care îl determină să facă un lucru. Să facă țințum alef. Să facă prima restricție. Și atunci el spune, ok, nu mai vreau să primesc nimic. Vreau să primesc doar dacă pot să dăruiesc. Deci datorită rușinii, deci scriem aici rușine. Apropo, veți citi în Geneza că Adam și Eva și-au dat seama că sunt goi și le-a fost rușine. Despre rușine asta e vorba. Că s-au văzut goi, da? În vas. S-au văzut goi și că sunt primitori 100%. Și s-au simțit rușinați. Bineînțeles, noi la ce ne gândim? Că n-a avut pantaloni pe ei și s-au simțit rușinați că n-aveau pantaloni și rompirea goală. Nu despre asta e vorba, de rușinea exhibiționistă din punctul acesta de vedere. E vorba de rușinea interioară, psihologică, în conștiința noastră, de calitatea noastră, de strict de primitor, de strict de egoist, de strict de receptacol, de cli. Și vrem să fim ca și Creatorul, vrem să fim dăruitori. Și atunci ei simțeau această rușine, bușa, în ebraică, ei, adică Malchut de Insof, ia decizia de a face această restricție. Se numește țințum alef. Țințum în ebraică înseamnă restricție, alef înseamnă litera A, sau prima literă a alfabetului, și are valoare numerică numărul 1. Deci țințum alef sau prima restricție. Datorită acestei prime restricții pe care o face Malchut de Insof, noi niciodată, inclusiv noi, la nivelul nostru de oameni, niciodată nu o să simțim plăcere în vasele de primire. Asta cum se traduce?
am o dorință, am un vas de primire, să-mi iau, de exemplu, o mașină, dau un exemplu material. Mă plin cu mașina o lună, două, trei luni, cinci luni, șase luni, după care nu mai îmi place mașina, nu mai sunt satisfăcut de ea și goliciunea apare din nou. Am o iubită nouă, ce frumos e, ce bine ne înțelege, după care începe să ne certăm, se termină luna de miere și zic, aoleu, mai bine, plec și găsesc altă femeie. Pentru că nu mă umple. Nu mă umple și eu tot gol mă simt. Sau am un job nou, sunt foarte încântat de el, extraordinar, după care parcă nu mai îmi place așa mult, parcă mă solicită prea mult, mai sunt satisfăcut, vreau mărire de salariu și așa mai departe. Noi tot timpul vom simți goliciune. Și dacă noi nu înțelegem ceea ce ne explică înțelepciunea cabalei, că noi în voința noastră de a primi în vasul nostru, în dorințele egoiste, niciodată nu o să primim satisfacție. Dacă nu înțelegem acest lucru, noi toată viața vom fi niște cerșetori, niște sclavi, vom fi niște măgari care au în față un morcov pe care îl urmăresc obsesiv, dar niciodată nu apucă morcovul. Pentru că este imposibil de satisfăcut voința de a primi. De ce? Datorită țințumară. Niciodată nu putem primi plăcere în vasele noastre de primire. În metodă clasică, de a ne umple de la creator. Bineînțeles, vom avea mici satisfacții. Mai primim mărire de salar, ne face soția o surpriză și ne face o mâncare nouă și bună și ne schimbăm puțin sentimentele, poate negative, față de ea, pe care le simțim. Avem mici plăceri, mici scântei de plăcere. Poate eu nu mai câștigă la loto sau se mai întâmplă ceva. Dar pe ansamblu, dacă judecăm voința de a primi, ea niciodată nu va fi satisfăcută. De ce? Datorită acestei decizii pe care am alcut de în soft, de a restricționa primirea luminii pentru primire. Deci, și o să vedem că va fi și un țințum bet, a doua restricție, dar deocamdată discutăm despre asta. Deci, rușinea, că nu suntem dăruitori și nu suntem ca și creatorul, restricția, nu vreau să primesc dacă nu primesc pentru a dărui. Și atunci, Marcus Densoa face un calcul și spune, voi ridica un masaj sau un ecran, acesta este intenția, al șaselea simț cu care detectez lumea spirituală. Exact tematica lecției de astăzi. Ceea ce este unealta principală. Noi dacă înțelegem cum funcționează acest mecanism, noi practic începem să gustăm lumea spirituală. Ce înseamnă lumea spirituală? Dăruire, altruism, conexiune cu cel de lângă mine, iubește-ți aproapele ca pe tine însuți. Asta înseamnă lumea spirituală. Ca să vedeți marea diferență între ceea ce cred unii, că trebuie să călătorească astral, prin lumi spirituale, să se întâlnească cu Sfântul Petru, poate și să vorbească cu el, poate și să-l vadă cu ochii fizici. Nu despre asta e vorba. Este cum să construiesc eu în mine un sistem, pe care acum îl desenăm, astfel încât eu să ies din mine și să mă conectez cu cel de lângă mine. Să-l simt unde? În dorințele lui, în gândurile lui, în simțămintele lui, în nevoile lui și eu încerc să mă conectez cu el, să văd că sunt una. Sau iubește-ți aproapele ca pe tine însuți. Bun. Și după rușine, după țințum alef, după restricție, să scriem aici restricție, Malchut de Ensof sau dorința inițială face un masah sau ridică un masah. Masah în ebraică, este denumire în ebraică, tradusă ar însemna ecran. E ca și cum ar fi ecranul de televizor. Lumina, să spunem că, sau impulsuri electrice vin undeva în spatele televizorului și noi, pac, vedem pe ecran rezultatul. Ca și cum, nu știu, lumina vine, se formează imaginea în spatele creierului și, ca la un cinematograf, noi începem să vedem realitatea în care suntem. Și acest masaj, ce este de fapt? Este intenția prin care Malchut de Ensof spune, ok, vreau să primesc, dar nu vreau să primesc pentru mine, vreau să primesc pentru a dărui. Și el va face un calcul, tot timpul. Și vine lumina directă, da? Hai să desenez săgeata până aici, că aici vom observa că se întâmplă altceva. Ceea ce este masaj, și vom vedea că și masajul este de la multe feluri, că care este grosimea masajului, cât pot eu de fapt să resping lumina pentru a primi.
sau de fapt invers, cât pot să, să mă opun primirii luminii pentru a dărui. Deci e ca și cum e o trambulină. Dacă lumina este prea mare, sparge ecranul. Și atunci noi nu putem să primim pentru a dărui. Ne suntem arși, între ghilimele. Dacă Masako este puternic, se creează un impact și revelăm ceea ce este în fața noastră, respingând lumina, practic, încercând să o dăruim. Și acest masac este, de fapt, intenția. Cum noi și în popor avem o vorbă foarte importantă și foarte înțeleaptă, intenția contează. Sau numai intenția contează. Uite, au făcut o faptă, nu a fost faptă bună, dar intenția lui a fost bună. El a avut o intenție bună în faptul pe care, în fapta pe care el a făcut-o, deși fapta în sine poate n-a avut rezultate bune, intenția lui a fost bună. Și înțelepciunea asta corporală este foarte interesantă. Și ea încifrează o înțelepciune mult mai largă, ancestrală, care este comună a tuturor popoarelor. Și această intenție, care de fapt nu este ceva fizic, de aceea este unealtă spirituală, pentru că, și o să vedem și o să desenăm imediat, cum această intenție practic funcționează exact ca și celelalte simțuri. Adică cabaliștii s-au uitat cum funcționează omul cu cele 5 simțuri ale lui, văz, gust, miros, auz, pipăit, au văzut cum funcționează cele 5 simțuri fizice ale omului și au construit funcționalitatea sau au descoperit funcționalitatea simțului spiritual, care este intenția sau acest ecran. Și ce face acest ecran? Acest ecran spune, voi primi lumina doar dacă eu pot să o dăruiesc. Da? Aici este lumină directă, aici este lumină reflectată. Și în acest proces de a... Și aici avem Zivug de Raka. Zivug de Raka. Zivug de Raka este o denumire din ebraică, bineînțeles, care înseamnă cuplare prin lovire. Sau izbire, cuplare, izbire în sensul de cuplare, prin lovire. Și practic lumina lovește masahu sau ecranul, reflectă lumina și în acest proces prin care Mahu de Ensof spune primesc, dar cu intenția de a dărui, se întâmplă ca el să primească lumina interioară, să guste lumina interioară. Deci practic avem trei mecanisme. Și poate că n-ai ești așa bine și așa de clar și zic să mai desenez încă o dată pe pagina liberă. Deci avem Malhut, avem intenție, nu primesc pentru mine, ci primesc ca să dăruiesc. Da? Să conturăm mai bine Malhutul. Pasul, intenția, lumina directă, lumină reflectată, lumină interioară. Și practic acesta este mecanismul. Lumina vine. Ce înseamnă lumină? Lumina este atitudinea creatorului față de mine. Este dăruirea. Dar este foarte important de perceput că această lumină nu este tot timpul pozitiv. Nu o văd ca fiind ceva pozitiv. Pentru că evenimentele din viața mea se împart în două. Ceea ce consider că sunt pozitive și ceea ce consider că sunt negative. Înțelepciunea Kabbala ne învață să ne autoeducăm că de fapt totul este pozitiv. Eu am un sistem interior, această voință de a primi, care ce face? Îmi spune, este benefic pentru mine, creează plăcere, dar e bun. Nu este benefic pentru mine, nu creează plăcere, nu e bun. Dar este un sistem păcălitor, pentru că este în interiorul meu acest egoism care îmi împarte în bine și rău în funcție de ce simte el. Pentru că același eveniment pentru altă persoană poate să fie negativ sau pozitiv. Exact invers de cum eu îl simt. Și atunci trebuie să-mi dau seama și cabaliștii asta spun că de fapt tot ceea ce vine de la Creator este lumină și este dăruire și este înspre binele meu. E ca și mămica care nu lasă pe copil să facă ceva rău. Nu lasă să mănânce 10 ciocolăți sau 10 bomboane. Deci el vrea să le mănânce pe toate 10. Și mămica îi spune, ok, mănânci numai 2 astăzi, 2 mai mănânci mâine, 2 poi mâine. Dar copilul simte că e o pierdere în egoismul lui, în voința lui de a primi, că nu le mănâncă toate 10 de dată. La fel și Creator. Ne dă tot timpul
lumină și ceea ce e bine și o să avem o lecție în care o să vorbim mai mult despre nu este nimeni afară de el, deci tot este bun de la el. Dar noi trebuie să învățăm cum să primim lumina asta. De aceea se numește înțelepciunea cabalei. Cabala în ebraic înseamnă a primi. Lecabel înseamnă recepție sau primire. Recepție, efectiv recepție. Și la hotel se scrie lecabel. Deci recepție la hotel în ebraică e lecabel, cabala. Deci cum să primim, de fapt, lumina? Asta ne învață înțelepciunea cabala. Și acesta este mecanismul pe care acum îl desenăm. Deci avem lumină directă. Dacă nu avem ecran sau masac, lumina curge prin noi și nu o simțim. E ca și cum încercăm să băgăm grâu într-un sac fără fund. Băgăm grâu și sacul fiind fără fund nu captează grâu. Sau nu captează, nu știu, făina. Deci nu rămâne nimic. Trece prin noi ca prin brânză și noi nu gustăm lumina, nu gustăm atitudinea Creatorului. Nemai spunând că nu gustăm că fiind bună. Gustăm ca fiind rea sau că inexistentă sau nu simțim Creatorul că El ne dă de fapt. Și atunci de aceea este important să avem acest masaj sau această intenție care spune nu vreau pentru mine și reflect lumina pe care o primesc. Deci aici avem ori așa, ori înseamnă lumină, așa înseamnă directă, lumină directă. Aici avem ori hozer, ori înseamnă lumină, hozer de întoarcere, lumină reflectată. Și în acest proces noi primim ori nimic. Ori pe nimic. Ori înseamnă lumină, nimic înseamnă interioară. Lumină interioară. Și aici, în Malchut de Ein Sof, vom avea o zonă în care intră lumina și o zonă care rămâne goală. Întuneric total. Aici sunt dorințele necorectate, dorințele în care nu intră lumina. Aici e o zonă în care intră lumina și aici avem dorințe pe care le putem corecta. Ce înseamnă le putem corecta? Putem să le folosim pentru a dărui. Putem primi lumină în ele. Adică, da, o să revin cu o explicație materială sau materialistă ca să înțelegem puțin sistemul ăsta, dar o să explic tot sistemul printr-o comparație. Deci, și mai avem a patra lumină. Deci avem ori așa, lumina directă, ori hozer, lumina reflectată, ori lumina interioară, și avem ori machif, ori înseamnă lumină, machif înseamnă înconjurătoare. Lumina înconjurătoare, lumina care noi nu o putem integra, deci nu o putem asimila cu orb nimic, e lumina care e reflectată și ea vine și presează unde presează. Aici. În zona dintre întuneric și lumină și întuneric. O presează aici, că aici o să învățăm, este un alt fel de masac sau un alt fel de barieră care separă dorințele necorectate în întuneric și dorințele corectate în lumină. Da? Că aici vine lumina până aici. Și această ormă chif sau lumină înconjurătoare care tot timpul este în jurul nostru ne presează ea mai mult. Ne presează ca să meargă în jos masacul ca să corecteze tot. Dar Malchut de Ein Sof știe și simte că nu poate să corecteze tot și de aceea el pune această barieră că dacă ar primi mai mult, ar primi pentru a primi și pur și simplu ar atinge din nou acea rușine. Acesta este mecanismul. Acum el poate să pară ușor, poate să pară complicat, poate să pară foarte straniu. O să încercăm să îl explicăm în relația dintre noi. Poate e puțin prematur, dar haideți să încercăm. Noi suntem vasul de primire. Să o luăm așa. Eu, deși este forțată comparația, profesorul Michael Lightman, care noi studiem, nu ne recomandă să facem astfel de comparații, adică nu ne recomandă să luăm concepte spirituale, sefirot, cli, lumină directă, lumină reflectată, masah, țimțum, deci să luăm aceste concepte și să le materializăm, adică să dăm exemple din viața de zi cu zi. Dar dacă știm cum să le punem, poate că este potrivit să facem asta. De ce nu ne recomandă să facem asta? Pentru că nu vrem să materializăm niște concepte spirituale care se întâmplă în noi. Pentru că ne vom trezi că unii vor zice, ok,
Acum eu mă restricționez să beau această cană cu ceai, ca să nu simt eu o plăcere egoistă că beau ceaiul și, nu știu, aștept până vine Teo acasă la mine să bea și el ceai. Nu despre asta e vorba. Nu despre restricția asta e vorba de mâncare sau de băutură sau de sex sau de bani sau de altceva. Nu despre, nu știu, lumina nu înseamnă că eu acum trebuie să captez abundența sau banii și trebuie să mă restricționez de a primi banii și să-i dau la alții. Dar vom încerca să facem totuși o comparație materială și să ne gândim în felul următor. Eu sunt vasul de primire. Eu sunt Daniel. Acest vas de primire. Asupra mea acționează tot timpul lumina Creatorului. Bineînțeles, lumina Creatorului nu este lumina de la neonul meu de aici, din studioul de înregistrare a lecției. Nu este lumina soarelui. Este această lumină directă. Este un eveniment care mie mi se întâmplă. De exemplu, mă relaționez cu șeful la locul de muncă și șeful îmi spune: astăzi tu trebuie să lucrezi jumătate de oră în plus peste program pentru că avem un proiect de depus și mai avem timp să-l terminăm. Deci, această relaționare cu șeful meu, bineînțeles, înțelepciunea cabală ce spune? Nu e șeful tău, e Creatorul care se îmbracă, da, își pune costum și cravată, se îmbracă în șeful tău și prin el Creatorul îți trimite ție un mesaj. Îți trimite o atitudine, îți trimite o întâmplare, un fapt, îți trimite un eveniment. Hai să spunem așa. Putem să spunem, comparând, că acest eveniment este lumina directă a Creatorului care vine spre noi. Acum, dacă noi nu studiem înțelepciunea cabalei și practic ce face această înțelepciune a cabalei? Când vine un eveniment înspre noi, ne învață să nu reacționăm instinctiv. Instinctiv ce ar însemna? Instinctiv ar însemna din voința noastră de a primi, din ego-ul nostru, din egoismul nostru, din vasul nostru de primire. E forțat spus, dar trebuie să spun, este instinctul animalic. Deci noi dacă stăm în instinctul primar de răspundere a față de un stimul care vine spre noi, noi suntem animale. Scurt. Grecii spuneau că ei sunt greci, restul sunt barbari. Evrei, bineînțeles, spun că ei sunt poporul ales, restul sunt neamuri. Hitler spunea și el că rasa ariană e specială, restul trebuie distruși și terminați. Multe popoare s-au considerat alese sau turcii erau, ei erau înțelepții sau nu știu cum să spun, poporul bun, ceilalți erau gheauri, erau necredincioși. Și acum islamicii spun că ei sunt cu Allah, restul sunt necredincioși, să-i ducem la Allah, la islam, pe ceilalți. Deci, așa și aici. Noi dacă reacționăm din voința noastră de a primi, când șeful vine să ne spună ceva, dar poate să fie șeful, poate să fie soția, poate să fie copilul, poate să fie vecinul, poate să fie oricine, poate să fie cățelușul, mă rog, dar noi cu nivelul uman avem relaționarea cea mai adâncă. Bine, poate să vină un cutremur. Deci și cu nivelul mineral avem o legătură distinctă. Dar când vine, e greu să relaționez cu el. Vine cu tremurul, trebuie să-l accepți, nu poți să... Sau vine inundația, sau vine, nu știu, virusul, coronavirus. Da? E altfel de relație. Dar cu șeful totuși am posibilitatea să gestionez în interiorul meu reacția mea față de el. Și atunci spun în felul următor. Ok, în dorința mea de a primi, cum simt eu cerința șefului de a sta încă jumătate de oră la serviciu? Simt ca o pierdere. Dar dacă încep puțin să zic, ok, hai să mă restricționez puțin în dorința mea de a primi, da? Și să nu iau în considerare în mod direct și brutal. Pentru că în mod direct și brutal, dacă aș lua în considerare, aș spune, știți ceva, domnul șef, dacă mai faceți din asta, eu o să-mi dau demisia și o să plec, nu mai stau eu ore suplimentare. Deci mă restricționez în primul meu impuls de a reacționa egoist. Deci creez o restricție, da? Cum am spus, simțum alef. După care, eu creez un ecran. Sau creez o atitudine, o intenție a mea. Și încep să zic. Ok, șeful nu e chiar așa băiat rău. Acum, dacă, cred că dacă
chiar n-ar simți nevoia ca să terminăm acest proiect, cred că nu mi-ar cere să stau încă jumătate de oră la serviciu. E adevărat că nu-mi dă el o mărire de salar când eu cer, e adevărat că nu-mi plătește tot timpul orele suplimentare, dar totuși lucrez de 10 ani în firma asta, sunt satisfăcut, am un climat totuși cât de cât ok, eu sunt mai conservator din fire, nu vreau să dau drumul așa la o demisie pe care aș putea să mi-o dau și încerc să justific, prin intenția mea și prin gândurile mele, atitudinea creatorului sau atitudinea șefului dinspre mine. Deci ridic o intenție, încerc să justific ceea ce mi se întâmplă. Ce înseamnă să justific? Se întâmplă cu motiv, chiar dacă strict, imediat simt că e o pierdere, poate că pe termen mediu și lung este un câștig. Și atunci eu încerc să ridic lumină reflectată. Asta este justificarea. Încerc să văd dincolo de imediat, care în imediata simțământ, în imediatul simțământ al meu a simțit pierdere, încerc să justific. Și atunci ridic această lumină reflectată care îmbracă lumina directă. Este foarte interesant că fără acest ecran, fără această intenție, practic eu nu decodific lumina directă. Și da, bineînțeles, aici a fost un zivuc de acra, aici a fost o luptă, a fost o izbire. O izbire între ce și ce? Între atitudinea creatorului față de mine, stai jumătate de oră mai mult la muncă, și vasul meu, care zic, dom'le, dar de ce să stau la muncă? Eu de-abia aștept să plec acasă. Deci, atitudinea creatorului față de mine și interesul meu și dorința mea. Și ele sunt opuse și se lovesc cap în cap. Deci e un impact acolo. Impact care eu dacă îl depășesc, conflict pe care eu dacă îl depășesc, pot să mă renasc la un alt nivel. Poate că acest exemplu este prea dulce. Haideți să zicem că vine soția în loc de șef și îmi spune: nenorocitule, dar de ce ai întârziat iar acasă și începe să-mi țin o prologie de 30 de minute sau de o oră în care mie capul îmi explodează. Și eu ce pot să fac? Eu pot să intru și eu să zic, da, știi ce? Uite, nici tu n-ai făcut aia, că nu așa, 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 așa. Și e un conflict de toată frumusețea. Sau ce pot să fac? Să zic, ok, este și ea stresată și obosită și va să descarce pe cineva. Și eu am fost primul venit, primul servit, s-a descărcat pe mine. Sunt un sac de box bun, pot să le duc și eu să încerc să construiesc o atitudine a mea numită lumină reflectată, față de atitudinea ei. Și să o justific, să o îmbrac. Și să zic, o, draga mea, când urlă mai tare, zic, o, draga mea, vino să te îmbrățișez, că simt că ai nevoie de îmbrățișarea mea și de atenția mea și de grija mea. Și atunci, brusc, se întâmplă ceva. Se întâmplă această lumină interioară. Pentru că eu am alchimizat tot plumbul și l-am transformat în aur. Am în interior orb nimic sau lumină interioară. Se întâmplă un mecanism în care șeful, după 2 săptămâni, spune: mulțumesc că ai stat acea jumătate de oră în plus, uită-te, îți dau acest ceas cadou pentru tine că ai stat și îți ofer o recompensă. Și atunci, zici, ce bine e când încerc să văd lucrurile dincolo de primul meu instinct care îmi vine. Atunci, tot acest mecanism se întâmplă, de exemplu, și în grupul de cabala. Când vine prietenul și spune: domne, păi da, ce faceți voi aici în studiul cabale? Voi nu faceți bine. Voi nu înțelegeți bine înțelepciunea asta predată de Michael Eichmann și de Rabash și de Bala Sulam. Îmi fac eu grupul meu singur. Mă separ de voi. Plec. De fapt, nici nu mai îmi place Bnei Baruch, nici nu mai place școala asta. Pur și simplu, nu e ok. Și noi vedem atitudinea asta în grup. Bineînțeles, este un exemplu ipotetic, de asta și poate întâmpla. Vedem această atitudine, da? A unui, să spunem, hai să nu-i dăm nume. Sau să-i dăm un nume, a lui Gigel. Da? De fapt, noi învățăm că nu-i Gigel. Este creatorul care se îmbracă în hainele lui Gigel și creează o problemă în grup. O zarvă mare, un cutremur. Prin atitudinea lui. Acum, bineînțeles,
Noi, în grup, în dorința noastră, ce vrem? Noi vrem să învățăm în continuare cu Michael Lightman, în școala Bnei Baruch, să studiem ca un grup frumos, avem o dorință care intră în contradicție cu atitudinea lui față de grup. Și ce avem aici? O ispire, un zibuc de aca. Ridicând o intenție de genul, ok, poate că omul trece printr-o perioadă mai dificilă, trebuie să încercăm să-l justificăm, dar punem în balanță, doamne, pagba pe care el poate să o facă, poate să fie imensă grupul lui. Noi cum să reacționăm la asta? Cât să reacționăm, cât să antagonizăm, cât să înțelegem? Și se întâmplă un calcul. Și pot să justific o parte, ori Hozer, și apropo, ca să vorbiți de ori machif, o parte nu o pot justifica. Ea se transformă în ori machif, nu pot să o integrez. Dom'le, atitudinea asta a ta atât de... Vin foarte multe epitete în minte, dar bine să nu le spun. Atitudinea ta asta de indisciplină, hai să spunem, este de neacceptat. Deci unele lucruri ți le pot accepta, de unde înțeleg că nu faci cu tare și cu tare lucru, dar faptul că ai făcut un lucru, asta nu ți-l pot accepta. Deci asta se transformă în normativ. E ceea ce nu pot digera. Dom'le, îți diger niște lucruri, deci justific în lumină reflectată anumite atitudini, dar, dom'le, unele nu ți le pot, frate. Deci aici rămâne o zonă în care rămâne conflictual și aici întuneric între noi categoric. Nu pot justifica aia. Aici te pot justifica. Adică dacă ne vedem pe stradă, ne salutăm. Dar mai mult nu pot. Deci depinde cât integrăm în noi. Acum, asta, dacă nu înțelegem bine mecanismul ăsta, riscăm să facem multe erori. De exemplu, ok, se întâmplă ceva și zicem, ok, trebuie să suport. Și întorc obrazul, să curgă înspre mine toate jignirile, toate loviturile chiar fizice și eu stau și îndur totul. Și justific totul. Nu despre asta e vorba. Deci nu e vorba de a îndura nedreptăți. Dacă noi am avut o nedreptate, dacă eu simt o nedreptate din partea primarului, dau primăria în judecată. Dacă simt o nedreptate din partea, nu știu, vecinului care m-a inundat, și nu vrea să-mi plătească dauna, îl dau în judecată. Nu îl justific și zic, a, de fapt e creatorul care m-a inundat și asta e viața și fac eu pe banii mei. Și... Deci nu la nivelul ăsta. De aceea nu-i bine să materializăm exemplele, dar totuși le-am materializat ca să încercăm să decodificăm conceptele acestea. De vas, de restricția vasului, de ridicarea ecranului, izbirea luminii directe în zibuc de AK cu ecranul, de urcarea luminii reflectate, gustul luminii interioare și mare parte a luminii înconjurătoare, ori machif, care rămâne afară și presează în continuare vasul la acest nivel să intre lumină în această zonă. Deci, acesta este mecanismul prin care noi putem detecta lumile spirituale. Unde sunt lumile spirituale? Tot ce e deasupra aici e lume spirituală. Tot ce este aici este lume materială. Aici este egoism, faraon, aici este altruism, Israel. Aici e diferență. Aici e Marea Roșie. N-am culoarea roșie, dar desenez cu verde. Aici e Marea Roșie. Aici putem să trecem granița dintre lumea noastră și lumea spirituală. Bineînțeles, nu e nimic fizic. În lumea spirituală nu există timp și spațiu. Nu există lucruri fizice. Oameni, persoane, nimic fizic. Totul este în conștiința noastră. Michael Lightman foarte frumos spunea că această barieră care noi trebuie să o trecem din lumea noastră în lumea spirituală, care are, cum să spun, nu e masahul, dar are rol de acest masah, cum ar veni. Această barieră este o barieră în conștiința noastră. În conștiința noastră care, de fapt, ne separă pe noi mai mulți oameni. Bun. Vreau să vorbesc mai multe astăzi, dar nu avem timp. Cred că o să continuăm puțin acest exemplu ca să-l comparăm cu virgulă, cum funcționează retina, timpanul, papile gustative, nervul olfactiv și celulele epiteliale. Practic cele 5 simțuri funcționează exact la fel. Vine lumina, lumina nu intră în capul meu. Deci nu intră în vas. Lovește un ecran. El se numește retină. Retina reflectă lumina. Și se formează o imagine interior care îmi generează imaginea pe care eu o văd.
E tot o iluzie, e tot în capul meu. All in our consciousness, tot în capul nostru, în conștiința noastră. Deci toate cele cinci simțuri, cele cinci simțuri fizice funcționează exact cum cabaliștii au descris funcționalitatea simțului spiritual, care detectăm practic lumina, lumea spirituală. Bun, eu mă opresc aici. Aștept întrebările voastre ca să mai clarificăm niște lucruri care poate că nu sunt chiar bine explicate. Deci, dacă aveți întrebări, vă rog. Dacă se poate, aș pune eu o întrebare. Da. Ai zis la un moment dat că ecranul, WhatsApp-ul, dacă nu chiar literal, Marea Roșie. Ca și comparație am înțeles. Dar creează confuzie între ce a fost real, și mă refer la realul pe care îl știam până acum ca fiind real, și la ce este în interiorul nostru. Adică, în timpurile antice, biblice, Moise cu evrei au traversat o mare roșie fizică? Sau este, cum să zic, este doar o parabolă pentru noi? Bun. Deci, întrebarea este dacă Moise chiar a traversat o mare roșie, dacă tot este o parabolă sau este și fizic. Cabaliștii spun că tot ce este sus este și jos. Deci, practic, tot ceea ce noi vedem ca și manifestare în lumea fizică, practic, este amprenta lumilor spirituale. Sau amprenta ce se întâmplă la nivel spiritual. Deci, o fi existat și sunt dovezi sau nu sunt dovezi ale parcurgerii exodului, a Mării Roșii, a parcurgerii deșertului, stabilirea în țara unde curge lată și mere, da, Israel. Dar pe noi ne interesează să decriptăm tot aceste scrieri, da, cum bine face domnul profesor Michael Eichmann în dezvăluind secretele Bibliei, cum să decriptăm aceste scrieri, ce înseamnă Marea Roșie în interiorul nostru. Ce înseamnă muntele Sinai, ce înseamnă Moise, ce înseamnă deșertul, ce înseamnă egoismul sau Egiptul, ce înseamnă Israelul. Deci, ok, sunt limbaj ale lumii acestea. Marea Roșie e și fizică, există, da? Și muntele Sinai și așa mai departe. Dar pe mine mă interesează cum toate aceste concepte, de fapt, arată ca niște săgeți în stări din interiorul meu. Deci, practic, pe mine mă interesează mai puțin dacă Moise a trecut cu poporul Israel prin Marea Roșie. Păi mă interesează cum pot eu să trec Marea Roșie în interiorul meu. Și Marea Roșie, de fapt, este între mine și tine. Între mine, Daniel Meze, și între tine, Laurențiu. Între noi este o mare care noi trebuie să depășim. Să o parcurgem. Deși suntem aproape, suntem la kilometri distanță. La fel, între noi este un munte Sinai, pe care să ne imaginăm că unul este la poalele muntelui într-o parte, altul este la poalele muntelui în cealaltă parte. Și noi trebuie să urcăm tot muntele acesta ca să ne întâlnim în vârful muntelui. Sina în ebraic înseamnă ură. Deci noi trebuie să escaladăm muntele de ură dintre noi. Deci, și aceasta se va revela mai devreme sau mai târziu. Că se revelează între mamă și tată, între copil și părinte, între soț și soție, între tot se revelează această ură. Cabala este metoda cum să lucrăm cu acest întuneric și cum să lucrăm cu... Că de multe ori lumina directă este de fapt întuneric. Și cum să o îmbrăcăm cu lumină. Practic cele 9 sefirot care eu le văd în fața mea, cei 9 prieteni, ei practic sunt roci sau pietre sau sunt sefirot. În măsura în care eu îi justific pe ei și fac restricție, simt rușine, fac restricție, fac ecran, ridic lumina reflectată, în acest proces cu pietrele de lângă mine, eu transform pietrele în sefirot. Unde vedeam pietre și bolovani care erau povare pentru mine, văd sefirot, văd că de fapt curge lumina Creatorului prin ele și ele se aprind ca niște pietre nestemate. Unde era bolovan, unde era plumb, am văzut aur. Și atunci tot trebuie să ne focalizăm, în toate scrierile acestea trebuie să le focalizăm
cum ele sunt înscrise noi. Deci să luăm Biblia, să citim și zicem, ok, ce vrea să îmi spună mie aici în afară de faptul că un popor e prizonier în Egipt? Oare nu-i prizoneratul meu? Care e Egiptul de fapt? Ok, cine e Moise de fapt? Cum pot eu să am forța asta lui Moise să ies afară? Bun. Pot să întreb și eu ceva? Se poate? Da. Bună, Daniel. O întrebare relativ la, iarăși, cine suntem noi sau scânteile divine din noi, sufletele noastre personale, relativ la vasul pe care l-ai desenat. Întrebarea ar fi dacă eu sunt, mă identific cu acest vas sau eu cu, sau eu cu grupul meu de 10 sau eu cu virgulă, comunitatea mea, societatea mea, suntem vasul, cum ne relaționăm la schema care ne-ai arătat-o? Dacă poți să spui câteva cuvinte. Da. Deci cum ne relaționăm noi la schema pe care am desenat-o, noi ca și oameni? Unde se aplică asta? În grup? În relațiile sociale? În familie? Acum, noi unde suntem în schema asta? Noi care acum suntem și studiem lecția 4, noi nu suntem nichereci. Deci noi nu avem acest sistem implementat în noi. Oricât ne-am crede că noi, sau oricât am crede că noi de fapt dăruim sau facem gesturi, acte spirituale de dăruire, noi încă suntem în procesul de a învăța tot acest sistem. Deci, pentru că tot acest sistem vine după o descoperire. Deci trebuie să simțim prima dată malhutul. Trebuie să simțim că noi suntem voință de primire. Trebuie să simțim acest egoism din noi ca să-l putem corecta. Și aici sunt stadii și stadii care prin care fiecare persoană trece. Și în măsura în care ea descoperă și la fiecare persoană e deosebit că o persoană se poate revela întunericul mai repede sau mai târziu. Și lucrul începe când începi să reveleze acest egoism, acest vas în tine. Și simți că trebuie să îți restricționezi vasul în raport cu oamenii de lângă tine. Simți că trebuie să pui o intenție de a dărui. Simți că de fapt îți vine lumină directă care de multe ori o simți ca fiind suferință. Și simți că trebuie să justifici pe lumina reflectată. Simți multă lumină care vrea să mai intre în tine și tu n-ai cum să o iei. Deci pe de o parte, acest sistem, noi suntem copii și trebuie să-l învățăm ca și la școală. Pe de altă parte, noi acest sistem vom încerca să-l folosim în primul rând în grup. Deci vom încerca să folosim acest sistem și noi, scopul unui grup, unui curs de 10 lecții, este să pregătească un nou student în Kabbalah, să-l treacă prin aceste 10 lecții de începător și poate chiar 10 lecții de curs mediu, 10 lecții de curs avansat, dar măcar prin 10 lecții de începător să-l treacă, să simtă toate aceste etape și să-l pregătească pentru a se integra într-un grup de Kabbalah. Undeva, într-un grup de Kabbalah, unde deja oamenii înțeleg sau le-a fost predat tot acest mecanism teoretic în 10 lecții și ei încearcă să-l implementeze în relațiile dintre ei. Pentru că ei cunosc mecanismul, l-au învățat, cel puțin teoretic, și încerc să-l creeze în ei și între ei, în grupul de studiu Kabbalah. Asta ar fi un prim mare pas. După care ei vor observa că, de fapt, acest sistem se poate implementa cu toată lumea. Că, scopul este ca toată lumea să-l implementeze. Sau să-l implementez eu să învăț să-l implementez în grupul de 10 kabbalistic, dar prin acest grup de 10 să învăț să-l folosesc cu toată lumea cu care eu interacționez. Bineînțeles, nu interacționez cu 7 miliarde de persoane, dar cu câteva sute de persoane de-a lungul vieții interacționez. Și eu să-mi dau seama că toate acele 100 de persoane vin, sau 1000 de persoane într-o viață, vin pentru a mă ajuta să pun tot acest sistem în relație dintre noi. Bineînțeles, mi-e trebuie un grup de lucru. E ca un laborator. Eu acum, nu știu, avem coronavirusul, da? Avem un virus și noi ce facem acum? Intrăm într-un laborator și începem să facem experimente cum să găsim antidotul la virus. Coronavirusul este voința de a primi, egoismul, care trebuie corectat. Trebuie găsit antidotul. Antidotul, egoismul, este altruismul. Luăm un grup de oameni, da? Experimental, cum în laboratoare se iau 10 șoricei, să zicem, și încercăm să facem experimente pe ei. Ei, așa facem și noi. Luăm 10 oameni, îi punem într-un grup, da?
ne înscriem în acest grup cu voluntar, cum să spun, nu ne obligă nimeni să stăm în acel grup. Putem să fugim oricând vrem. Și să avem de multe ori tendința să fugim. Și încercăm să implementăm pe noi acest sistem. Da? Și ce încep să fac? Să simt rușine că nu pot să dăruiesc, să mă restricționez pe mine, țințum alef, să pun un ecran și să zic ok, tot ceea ce vine vreau să vină pentru dăruire, să simt lumina care vine și lovește ecranul, prietenul care îmi face ceva ce mie nu-mi place, să ridic lumina reflectată ca să justific prietenul și să descoper că de fapt este lumină directă, să simt lumina interioară după ce am justificat prietenul, să simt conexiunea cu el și să simt o imensă mare lumină care este în afara mea și care caută să intre în mine. Dar primul e grupul de 10, după care prin această lentilă a grupului de 10 noi trebuie să vedem întreaga umanitate. Și atitudinea pe care eu o am și o învăț să o am în grupul de 10, la un moment dat trebuie să o am față de toată umanitatea. Și atunci eu ating corectarea mea personală finală. Gamar ticum. Gamar cum înseamnă corectarea finală. E care e personală, când eu justific toate cele 7 miliarde de persoane din jurul meu care le simt ca părți ale mele și îmi corectez partea mea din toți, și corectarea finală generală când toți facem asta. Bun. Da, vreau să te întreb și eu ceva. Putem face tot ceea ce spui fără îndrumarea unui rav? Da, este foarte greu să facem fără îndrumarea unui rav toate aceste mecanisme. Că în primul rând trebuie să ne le predea cineva. Acum eu sunt un mic rav aici și încep să le predau, dar după ce eu încep să le predau, să dau gustul, fiecare din student sau din cei care ascultă 10 lecții merg și studiază cu ravul mare. Eu sunt ravul mic, ravul mare. Și ascultă lecțiile, citesc cărțile, merg la congrese unde toate aceste lucruri sunt explicate mult mai bine, mult mai pe larg, mult mai, cum să spun, se developează mult mai bine. Aici poate să se developează destul de sec, destul de nu prind, dar un nou venit care să studieze Kabbalah e prea greu să studieze direct cu Michael Eichmann. De aceea sunt profesorii care predau această Kabbalah la un nivel mai jos, cum ar veni. Dar scopul este ca tot să studieze cu Michael Eichmann și să ia prin el, pentru că prin el curge înțelepciunea de la Rabaș, de la Bala Sulam, de la Ari și așa mai departe, să ia de la el, dar nu se poate direct. Trebuie să fie un parcurs. Da? Avem nevoie de ghidare. Fără ghidare, ghidare vine prin două linii. Cărțile, profesorul și prietenii. Prietenii ne vor ghida inevitabil prin ceea ce se naște în grup. Stânga-dreapta. Și când nu știm în grup ce se întâmplă sau în relație dintre noi, luăm cartea, luăm lecția, luăm congresul și clarificăm. Bun. Mulțumim. Acestea fiind zise, mă bucur că am reușit să developăm o nouă lecție, să o ducem la nivelul lumii noastre. Mulțumim lui Teo care se ocupă să le și distribuie pe Facebook. Și vă invit luna viitoare la lecția cu numărul 5 și atingem deja jumătatea cursului și mă bucur mult că putem să îl developăm în toată splendoarea lui, în toate cele 10 lecții. Deci, până data viitoare, la revedere!